Salut și bine ai venit la Bani în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre cei 10 factori determinanți pentru rezistența companiilor în condiții adverse, prin analogia cu un accident rutier din care șoferul încearcă să supraviețuiască. Este momentul să trecem la ultima variabilă importantă din timpul impactului, respectiv severitatea daunelor. Așa cum am explicat prin analogia anterioară cu accidentul rutier, daunele cauzate sunt direct proporționale cu intensitatea șocului și viteza deplasării autovehiculului. În afaceri, intensitatea șocului se referă la amplitudinea scăderii vânzărilor, în timp ce viteza deplasării înseamnă gradul de îndatorare, calculat prin raportarea datoriilor la nivelul activelor. Practic, companiile foarte îndatorate, care înregistrează o scădere semnificativă a vânzărilor, sunt cele mai expuse în vreme de recesiune. Pandemia COVID-19 a lovit puternic majoritatea companiilor active în România în primul semestru din 2020, cauzând un șoc puternic prin scăderea semnificativă a cifrei de afaceri. Astfel, produsul intern brut a înregistrat o scădere an la an în trimestrul 2 al anului 2020 cu minus 10% și apoi minus 6% în trimestrul 3, în condițiile în care contracția maximă precedentă a fost de minus 7% în semestrul 2 anii 1997 sau în criza financiară precedentă minus 6% la mijlocul anului 2009. Inevitabil, consumul din retail a scăzut masiv cu până la minus 18% în aprilie 2020, vă reamintesc, o lună complet închisă din cauza stării de urgență la nivel național. Totuși, măsurile economice eficiente luate de guvern au salvat majoritatea locurilor de muncă pierdute în pandemie și au contribuit la creșterea salariului mediu net cu 7% în 2020. Printre cele mai importante măsuri, aș dori să reamintesc șomajul tehnic, amânarea taxelor sau ratelor bancare și IMM Invest, program gestionat excelent de către FNGC-IMM. Toate acestea au dus la o revenire a consumului în semestrul 2 al anului 2020 la un nivel cu 5-6% peste cel înregistrat în anul precedent. Totuși, toate sectoarele nu au avut aceeași evoluție bună. De exemplu, în ciuda revenirii în V a producției industriale, aceasta a înregistrat o creștere ulterioară, dar per total an, o scădere cu minus 12% față de 2019. O situație similară regăsim și la cifra de afaceri din consumul de carburanți, care a scăzut semnificativ din cauza diminuării prețului la pompă, dar și a consumului redus din industrie și a populației, care a fost mai statică în contextul telemuncii și reducerii deplasărilor pentru concedii. Pe lângă aceste sectoare, există industrii puternic afectate de pandemie, precum cea auto, horeca, agențiile de turism, cinematografie, teatru sau organizarea de evenimente și concerte. La capătul celălalt există sectoare care au beneficiat enorm de pe urma pandemiei, cel mai elocvent exemplu fiind cel al comerțului online, care a crescut după debutul pandemiei cu aproape 50% față de aceeași perioadă anului trecut și pe un trend care probabil va continua și în anii următori. Alături de intensitatea scăderii vânzărilor, al doilea factor determinant direct proporțional cu dimensiunea pierderilor monetare în recesiune este gradul de îndatorare. Acesta se calculează prin raportarea datoriilor la totalul activelor și cu cât gradul de îndatorare al unei companii este mai ridicat, cu atât aceasta este mai vulnerabilă și dependentă de fondurile externe și practic e condusă mai agresiv. Din nou, companiile active în România au fost prinse nepregătite și din acest punct de vedere, în condițiile în care gradul de îndatorare la finalul anului 2019 a fost de 72%, cel mai mare din Europa și din istoria României. Practic, cum arată majoritatea antreprenorilor români în fața pandemiei? Dacă ne întoarcem la analogia cu accidentul rutier, vedem în stânga comportamentul șoferului și în dreapta analogia și ce înseamnă implicația în business. Practic, avem un șofer agresiv care circulă cu viteză, analogie pentru gradul ridicat de îndatorare, care merge pe un drum cu serpentine, ceea ce indică evoluția de finalizare a ciclului de expansiune, iar apoi un carosabil alunecos, analogie pentru corupția și economia subterană ridicată din România,
Mai departe, avem frânele care nu sunt eficiente, analogie cu costurile fixe foarte mari și, nu în ultimul rând, avem foarte multe mașini în spate, adică o analogie pentru abuzul de credit furnizor plătit foarte târziu. Brusc, șoferul nostru frânează din cauza unei alunecări de teren care aruncă mai mulți copaci și bolovani la doar câțiva metri distanță în fața mașinii. Analogie cu ceea ce am văzut prin recesiunea cauzată de pandemia COVID-19. Vă imaginați daunele imense. Până acum am vorbit despre cei 6 factori determinanți pentru rezistența companiilor în condiții adverse, prin analogia cu un accident rutier în care șoferul nostru încearcă să supraviețuiască. Săptămâna viitoare, dedicată antreprenorilor pentru rezistența acestor în recesiune, o să trecem la variabile importante după momentul impactului și o să vorbim despre semnificația primului ajutor, apoi ce înseamnă rezervele de sânge și echipamentele și personalul medical. Săptămâna viitoare continuăm cu finanțele personale și apoi revenim la analiza companiilor pentru a vedea care sunt cele mai bune tehnici pentru a dezvolta o afacere de succes și solidă, rezistentă în vremuri de recesiune. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.